În mod firesc, autoritățile Ucrainei își apără interesul național al țării pe care le reprezintă, iar autoritățile Republicii Moldova, în mod natural, trebuie să aibă grijă de interesele naționale și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Prin urmare, să așteptăm să vedem ce decizie va lua guvernul în exercițiu, astfel încât nici să nu afecteze integritatea teritorială a Republicii Moldova, dar nici să nu pună la bătaie relațiile cu vecinul nostru, cu Ucraina. Prin urmare, este prematur să spunem dacă guvernul Filat va întreprinde vreun gest care va fi criticabil sau nu. Este clar că, cel puțin în ultima perioadă, actuala guvernare nu a făcut niciun pas, poate sub presiunea opiniei publice, în sensul unor concesii teritoriale, și asta probabil provoacă anumite reacții la Kiev și anumite inițiative din partea partenerilor ucraineni.